Suntem? Bună ziua, Hristos a înviat! Mulțumim reprezentanților presă pentru prezența la această conferință de presă. Platforma Demnitate și Adevăr cere preluarea ședințelor plenare ale Parlamentului Republicii Moldova și anularea tuturor formelor de abuz, atât împotriva deputaților, în mod particular, cât și a instituției legislative în general. Carantinarea deputaților și anularea ședințelor Parlamentului, urmarea unor situații și decizii dubioase, exploatate cinic de conducerea legislativului, le calificăm ca pe o încercare de a obstrucționa actul legislativ, dar mai ales de a împiedica crearea Comisiei Parlamentare de Anchetă în cazul președintelui Igor Dodon, bănuit de acte grave de corupție și îmbogățire ilicită, precum și amânarea discreționară a votului pe marginea legii organizațiilor necomerciale, imperios necesară pentru deblocarea finanțării europene în valoare de peste 600 de milioane de lei. Inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr privind crearea unei comisii parlamentare de anchetă pe marginea acțiunilor de corupție ale președintelui Igor Dodon, săvârșite cu sau fără participarea ex-președintelui PD Vladimir Plahotniuc, cunoscute publicului prin intermediul presei, a unor dezvăluiri și investigații jurnalistice, trebuie de urgență implementată. Platforma DA își asumă președinția acestei comisii de anchetă, având ca experiență anterioară rapoartele credibile în dosarele fraudei bancare și privatizărilor ilicite, rezultate din activitatea comisiilor parlamentare de anchetă conduse de vicepreședinții Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar și Igor Munteanu, invocate recent și de către Procuratura Generală. Totodată, cerem convocarea de urgență a Parlamentului Țării pentru votul în lectura finală a legii organizațiilor necomerciale ca ultimă condiție pentru accesarea tranșei a doua în valoare de 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară prevăzută în memorandumul semnat în 2017 de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Ne adresăm deputaților din Parlamentul Republicii Moldova care au trecut testul COVID-19 să se alăture demersului platformei DA și să ceară reluarea ședințelor plenare, orice tergiversare a activității legislativului o calificăm ca pe o conjurație a lui Igor Dodon și PSRM cu clanurile oligarhice care sugrumă Republica Moldova și drept o tentativă clară de protecție a actualului președinte. Constatăm cu îngrijorare că, așa cum în perioada martie-iunie 2019, lucrările Parlamentului au fost blocate intenționat pentru a permite finalizarea unor negocieri oculte între Plahotniuc și Dodon, eșuate într-un final, în aceste zile, invocând o pretinsă criză sanitară la nivelul forului legislativ al Republicii Moldova, s-a creat din nou, în mod artificial, o criză susținută cu evidență de PSRM și aliații săi. Parlamentul este blocat prin tertipuri birocratice care îngrădesc dreptul poporului Republicii Moldova de a-și exercita puterea prin intermediul reprezentanților săi legali. Am să rog pe Dinu Plângău să ne vorbească despre inițiativa platformei DA. Dinu? Da. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! La data de 21 mai anului curent, fracțiunea parlamentară Platforma Demnitate și Adevăr a înregistrat, precum bine știți, un proiect de hotărâre cu privire la crearea unei comisii speciale de anchetă care să investigheze pretinsele acte de corupție și îmbogățire ilicită în care sunt niște suspiciuni asupra care planează asupra președintelui Igor Dodon. Am înregistrat acest proiect de hotărâre după o analiză amplă a legislației în vigoare, o analiză amplă a informațiilor care au fost difuzate în spațiu public, cât și a Constituției Republicii Moldova, pentru a acționa constituțional, legal, în vederea a relatării adevărului în spațiu public despre ce se întâmplă în culoarele puterii din Republica Moldova. Evident, în contextul actual politic în Parlamentul Republicii Moldova, probabil, așa zisa majoritate parlamentară încearcă inclusiv blocarea activității Parlamentului Republicii Moldova în aceste condiții, din frica că s-ar putea să
fie o majoritate de deputați prezenți în ședința plenară care să voteze crearea acestei comisii foarte importante în Parlamentul Republicii Moldova și care va da roade, așa cum au dat roade comisiile de anchete conduse de Platforma Demnitate și Adevăr cu privire la investigația fraudei bancare, cu privire la privatizările legale a patrimoniului public conduse de Alexandru Slusar și Igor Muntean. În aceste condiții, mai ales după ce marea majoritate a deputaților deja și-au aflat rezultatele testelor la COVID-19 și aceste rezultate sunt negative, nu vedem nici un impediment de oricare natură care nu ne-ar permite să reluăm activitatea parlamentară, să votăm pe de o parte niște proiecte care ar trebui în mod normal să întrunească un consens larg în societate, care ar permite deblocarea pe de o parte a finanțării din Uniunea Europeană, pe de altă parte ar acorda cetățenilor Republicii Moldova un mai mare sprijin în perioada aceasta de criză în care ne aflăm și totodată să găsim soluții pentru a crea în mod normal această comisie foarte importantă de anchetă și a relata în spațiu public ce cu adevărat a fost în acele înregistrări, cât și în unele investigații jurnalistice care au apărut în spațiu public. Vă mulțumesc! După cum a spus și domnul deputat, la momentul actual, majoritatea colegilor noștri din Parlament și-au făcut testul pentru COVID-19 și majoritatea, cei care l-au făcut toți, dar absolut toți până la momentul actual, au rezultate negative. Deci, din punctul nostru de vedere, nu este absolut niciun motiv pentru ca activitatea legislativă să fie întreruptă și obstrucționată în felul în care s-a făcut la momentul actual. Dar problema este de altă natură. Această componență a legislativului este un troc între Plahotniuc și Dodon în felul în care s-a votat legea pentru votul mixt și avem această componență a Parlamentului care obstrucționează în acest mod activitatea legislativului. Este, dacă vreți, consecința faptului că între Plahotniuc și Dodon există o înțelegere. Avem această dovadă, dacă vreți, pe care ne-a prezentat-o presa, dovadă video, că există mai mult decât niște relații simple între Plahotniuc și Dodon. Și din acest punct de vedere, Platforma DA cere în mod obligatoriu ca Parlamentul să convoace ședințele ordinare în Parlament și să înceapă să creeze această comisie parlamentară de anchetă. Este în interesul Republicii Moldova, este în interesul cetățenilor Republicii Moldova să aflăm dacă instituțiile statului și în mod foarte clar instituția prezidențială, dacă este cu președintele Igor Dodon în frunte, dacă este implicată în acte de corupție. Toate instituțiile statului, la momentul actual, funcționează pe acest model. Și nu avem certitudinea, până nu ni se demonstrează în instanță, că ele funcționează altfel. Președintele Dodon, la momentul actual, a preluat toate instrumentele de la Vladimir Plahotniuc, dacă vreți, le-a perfecționat și în momentul actual trebuie să știm dacă Republica Moldova mai are sau nu mai are o șansă să revină la normalitate. Din punctul de vedere a Platformei DA, Republica Moldova nu mai poate rămâne în această zonă. Și cerem cu insistență ca parlamentarii să revină în ședință și ceea ce ar trebui să se întâmple, din punct de vedere legal, să se întâmple. Republica Moldova și noi, cetățenii, avem nevoie de această anchetă. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Cred că s-au reținut câteva aspecte. Cunoașteți că în nume personal am depus un denunț la Procuratură cu privire la anchetarea lui Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc pentru acte de corupție. Ieri am fost informat că sunt așteptat la Procuratură și voi da curs acestei invitații pentru a detalia denunțul pe care l-am făcut și pentru a da declarații așa cum o cere legislația. Doi, vrem să vă spunem că Platforma DA nu stă pe Facebook și cere demisia cuiva, ci acționează în strictă conformitate cu rigorile democratice, cu rigorile constituționale și profită din plin de faptul că are mandatul cetățenilor Republicii Moldova de a fi reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova și prin intermediul lui Dinu Plângău, Alexandru Slusar, Igor Munteanu, am făcut demersurile necesare. Prietenii tânăra democrației din Republica Moldova astăzi se află într-un mare pericol, având în vedere că Parlamentul
a devenit locul unui conflict tactic de proporții între grupările oligarhice, care, iată, doresc ca în acest an electoral să tranzacționeze din nou, în mod ocult, puterea. Și, bineînțeles, fac acest lucru în dauna cetățenilor și a țării. Vrem să informăm pe această cale pe toți oamenii deșteptați ai țării noastre că platforma DA este adevăratul garant al faptului că Republica Moldova nu se va mai întoarce în zodia infractorilor de drept comun acuzați de fraude financiare de mari proporții. Vremea lui Plahotniuc și a ceea ce acesta a reprezentat s-a încheiat, iar cei care cred că se mai poate face ceva pentru a-i permite acestuia să controleze din nou statul și toate instituțiile acestuia, se înșală marnic. Îi îndemn pe această cale să renunțe. Renunțați, ați pierdut în fața poporului încă de anul trecut. Lumea s-a schimbat, la fel și oamenii acestei țări. Voi sunteți trecutul, viitorul aparține dreptății și adevărului. În egală măsură, foarte curând, prieteni, intrăm cu toții în etapa finală a celui de-al doilea proiect prin care oamenii țării își vor putea recăpăta cu adevărat libertatea și se vor putea bucura de o democrație autentică. Ce înseamnă acest proiect? Aceasta înseamnă câștigarea alegerilor prezidențiale pentru a reda puterea oamenilor, nimănui altcuiva. Asta înseamnă trimiterea PSRM și aliaților săi în opoziție, eliminarea politică a lui Igor Dodon din viața publică și judecarea lui pentru fapte de care este în mod evident bănuit deja de întreaga societate. Fiecare cetățean care înțelege ceea ce se întâmplă în această etapă evaluează corect pericolul care planează asupra comunităților și a societății noastre. Cerem de urgență convocarea Parlamentului Republicii Moldova și asumarea de către puterea tuturor inițiativelor legislative benefice democrației și poporului. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu se va întâmpla de îndată și în mod necondiționat, Platforma Demnitate și Adevăr va lua act de acest refuz și îl va interpreta sub forma unei declarații ferme de război politic asumată de PSRM și aliații săi împotriva poporului Republicii Moldova. Și, bineînțeles, așa cum bine se știe, Platforma DA va reacționa asumat și responsabil, așa cum a făcut de fiecare dată, foarte ferm și proporțional cu gravitatea amenințării la care este supus poporul pe care îl slujește cu devotament. Asta a fost conferința noastră de presă. Vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc!